Biblioteca județeană Alexandru Dobescu din Călăraș caută voluntari pentru mutarea cărților în noul sediu. Acțiunea va avea loc la începutul săptămânii viitoare. Așadar, mutarea fondului de carte se va face în zilele de 2 și 3 septembrie anul curent, iar persoanele care doresc să dea o mână de ajutor se pot prezenta la sediul Bibliotecii județene Alexandru Dobescu din Călăraș. Ați început să mutați fondul de carte. De unde mutați cartea în momentul de față? De la sediu din partea centrală sau de unde ați început? Am început de două săptămâni după ce am preluat clădirea. Fondul de carte îl mutăm de la Victoria, din sediu de la Victoria. Mai avem, cred că, două sau trei zile și evacuăm tot ce este în sediu respectiv. Am golit casa de Nucriade, unde a fost secția pentru copii Bucureștiu, pe strada București 102. Și mai avem în demisolul Consiliului Județean. Doar că de două săptămâni ne-a istovit munca la cumpăratul cărților. Noi am început de foarte mult timp, de când am început să încărcăm cartea. Și acum trebuie să cărăm și pe scări și cu liftul și ne-ar trebui voluntari bărbați care să ne ajute. În ce perioadă faceți acțiunea de mutare și când pot veni voluntarii? Dacă răspund apelului săptămâna viitoare, dacă ar fi acești voluntari să ne ajute, săptămâna viitoare 2, 3, 4 septembrie. Și se pot prezenta aici sau cum da, pot se pot prezenta cu dumneavoastră? Se pot prezenta la sediul nou al bibliotecii și ne repartizăm munca să încercăm să ne ușurăm și noi efortul, pentru că noi după ce terminăm de cărat acești saci, îi scoatem din saci, îi așezăm pe rafturi. Efortul nostru o să fie încă o lună și ceva până finalizăm. Când preconizați că va fi finalizat și se va deschide către public biblioteca? Cred că la sfârșitul octombrie. La sfârșitul octombrie publicul va avea acces la noul sediu. Va avea acces, da, atunci vom face deschiderea oficială. Două letai și una acasă și una.